Hai să tână o nouță. Deci zice să mergem în pădure. Salut și bivangsii la un nou episod din Amended Adventurer. Iată-ne din nou joculețul ăsta și poate vă întrebați de ce ne mai jucăm, având în vedere că am terminat jocul, am ajuns la final și am făcut cam tot ce era de făcut în el. Ei bine, s-a făcut un nou update, unul destul de mare aș putea spune, și s-a introdus o nouă casetă unde am aflat informații noi despre Wooly, despre Amanda și despre istoria acestor casete. În momentul de față avem doar 3 casete aici disponibile și pentru a face rost de caseta secretă trebuie să faci anumite chestii pe care o să vi le arăt eu în episodul de astăzi. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade, când o să mai lanseze și alte update-uri cu siguranță cred eu că o să vă placă. Așa că hai să apăsăm pe episodul 1 aici să nu mai stăm foarte mult la vorbă. Și să vedem care-i trebușoara cu caseta secretă. Și hai să vedem la episodul de astăzi dacă reușim să strângem peste 20.000 de like-uri, pentru că jocul ăsta merită, frate, deci este un joc extrem, extrem de unic, ceva ce eu personal nu am mai văzut până în acest moment și cred eu că developerul acesta merită tot respectul nostru. Bun, hai să vedem. Ne plac merele. Ok. El spune, Wooly spune că e alergic la mere și ea spune că ar trebui să încerce ceva nou mereu. Ceea ce nu este corect, pentru că dacă ești alergic, nu poți să mănânci chestia respectivă. Și acum mă întreabă dacă știu unde este magazinul cu mere. Pentru a putea face rost de caseta secretă, trebuie să o enervezi pe Amanda foarte, foarte tare. Și în afară de chestia asta, când ajungi la un anumit punct, în loc să scrii ce trebuie, trebuie să scrii altceva. Un cod secret. Dar până ajungem noi la caseta secretă, trebuie să o enervăm. Așa că, având în vedere că ea m-a întrebat unde este magazinul cu mere, eu trebuie să-i răspund complet anapoda. Magazinul cu mere ar fi ăsta de aici, dar eu trebuie să-i răspund cu totul și cu totul altceva. Deci hai să răspundem, ăsta e magazinul cu mere. Ăsta e magazinul cu mere. Știi cumva unde este magazinul cu mere? Păi, da, hai să vedem dacă mai avem ceva pe aici pe care putem să dăm click. Pentru că trebuie să faci maximul de enervare pentru Amanda. Altfel nu o să funcționeze toată chestia asta, sau cel puțin așa am înțeles eu. Dar pe aici văd că nu mai este nimic, așa că singura noastră variantă este să apăsăm pe magazinul cu mere. Și fiți atenți, hai să facem la episodul ăsta în felul următor. Vreau ca fiecare dintre voi să apese pe butonașul de like în momentul în care ajungem la 3. Voi număra până la 3 și la 3 să apăsăm cu toții. Cei ce nu ați apăsat încă, da? Hai să vedem. 1, 2 și 3. Like. Sper că s-a apăsat și voi acolo pe acel butonaș de like. Și hai să vedem dacă știm cumva unde sunt merele. Eu aici am să încerc să scriu complet anapoda. Am să zic că Wooly... N-am putut să scriu Wooly întreg. Am să scriu... ce să scriu eu aici? Max... Apple. Vreau să scriu Max Infinite, dar n-am putut să scriu. Să scriem, uite... am încercat să scriu 000 și îmi scrie Apple automat. Deci mă blochează și mă obligă să scriu exact ce vrea ea. Ok, hai să scriem Apple. Acum putem să facem plăcintă cu mere. Se termină prima casetă și ajungem la cea de-a doua casetă. Și aici este foarte, foarte important. Cea de-a doua casetă este decisivă în preluarea casetei secrete. Adică dacă cumva nu reușiți să treceți de episodul 2 și să faceți ce trebuie să faceți ca să obțineți acea casetă secretă, dacă ajungeți cumva la episodul 3, deja nu mai puteți să o luați. Deci cam asta e toată treaba. Trebuie să aveți un piculeț de grijă, dar cu multă atenție o să puteți. Și de asemenea, uitați-vă la tabloul ăsta din spate de aici, pentru că din ce am înțeles, uneori se schimbă. Deci uitați-vă atenți la cum arată el acum și s-ar putea ca până la finalul episodului să arate altceva aici. Nu sunt sigur, dar așa am înțeles. Bun, hai să dăm episodul numărul 2 și vedeți că la episodul numărul 2 E-ul este întors. Asta ne semnifică faptul că aici este ceva ascuns. Hai să vedem, episodul numărul 3. Ce se află? Sau episodul numărul 2, pardon. Așa. Wooly aici ne avertizează că ceva e neregulă, dar nu apucă să ne spună complet ce vrea să ne zică, pentru că vine și Amanda și bineînțeles, noi acum știm că Amanda este rea de fapt, dar dacă ne-am jucat pentru prima dată acest joc, n-am ști. Și acum îmi zice că vrea să ia niște carne pentru bunica, dar Wooly zice, băi, bunica este vegetariană, de ce vrei să iei niște carne pentru bunica? De fapt, noi știm faptul că Amanda vrea să-l facă bucățele pe Wooly, da, și să-l ducă la măcelar. Dar noi o să încercăm să o enervăm
și să apăsăm pe magazinul de înghețată. Spune-ne unde este măcelarul. Eu am să apăs din nou, stai să văd dacă pot să apăs pe aici, pe undeva. Magazinul de înghețată, o să apăs din nou pe magazinul de înghețată, să încercăm să o enervăm la maxim, la maxim. Știi cumva unde este? Și uitați-vă la fața lui Uli în timpul acesta, adică e foarte, foarte speriat. Hai să intrăm în magazinul măcelarului. Ok? Și parcă s-a schimbat puțin și grafica jocului. Nu știu dacă doar mie mi se pare chestia asta, dar pare că s-a schimbat. Spune-ne de ce avem nevoie. Aici, în mod normal, trebuie să scrii meat. Adică avem nevoie de carne pentru bunica. Deși bunica este vegetariană, dar asta trebuie să scrii, pentru că așa vrea jocul. Însă, dacă scrii un cod secret, îți va arăta noua casetă. Și codul secret este lamb. Deci trebuie să scrii L-A-M-B. Acum ea spune că e greșit, că nu asta ne trebuie. Și acum, bineînțeles, că poți să scrii meat pentru a putea continua caseta, pentru că altfel nu te lasă să continui și se enervează și mai tare. Deci trebuie să scrii meat. Dar în ordinea asta, nu invers. Că dacă scrii meat prima dată, nu te lasă să primești caseta cea nouă. Acum măcelarul scoate cărnița de acolo și știm bine ce se întâmplă în momentele următoare. Amanda se va uita la Woolly și se va uita așa ciudat rău de tot. Dar vedeți că parcă se uită mai în slow motion decât înainte. Nu știu sigur, dar așa mi se pare. Și uitați-vă ce a apărut acolo. O casetă. Și scrie ceva acolo, dar e tăiat. Ia, puteți să vă uitați voi atenți, să-mi spuneți dacă puteți observa ce scrie. Nu știu, eventual să faceți un screenshot cu telefonul, să dați zoom acolo cu degetele pe exact ce ar putea să scrie. Pentru că încă se înțeleg niște litere. Uite, dacă mă uit atent așa, încă se înțeleg niște litere, dar nu știu ce scrie. Tape și scrie ceva. Dacă reușiți voi să descoperiți ce scrie aici, vă rog să-mi scrieți în secțiunea de comentarii și aștept acolo răspunsurile voastre. Uite, că acum a ajuns și mai aproape caseta de noi, cred că se vede și mai bine. Caseta nouă-nouță. Deci zice să mergem în pădure. Suntem aproape de comoară. Ce comoară? Despre ce-i vorba? Am spus, nu-i așa că ești foarte entuziasmat? Da, da. Dar nu știu unde e comoara. Unde e ascunsă? Oh my god. Deci prietenul nostru GPS ne-a spus că X-ul marchează locul. O să găsești unde este comoara? Deci uitați-vă puțin, e ceva ce nu am mai văzut până acum. Și e oficial, nu e mod sau ceva. Deci ăsta e în joc oficial. Abia s-a lansat update-ul. Dacă vă duceți pe itch.io, puteți să vă luați jocul și ultima variantă updatată are și caseta asta. Dacă faceți exact ce v-am explicat eu în videoclipul acesta, o să puteți să ajungeți și voi la același rezultat. Și acum noi ar trebui să alegem X. Dar eu n-am să vreau să aleg X, eu am să vreau să apăs pe orice altceva decât îmi spune Amanda. Că n-am încredere în ea, nu e clar că n-am încredere. Așa că o să apăs pe cerc. Hai să apăsăm pe cerc. X-ul marchează locul. Apăsăm pe pătrat să vedem ce se întâmplă. Oulă. Căutăm X-ul. De acum mi-a luat, cum face ea de obicei, la toate casetele pe care le-am avut acum, dacă nu selectezi ce trebuie de 2-3 ori, se enervează și îți ia efectiv variantele. Adică ești obligat să apeși unde îți spune ea. Și îți mai și arată cu degetul. Bă, acolo trebuie să apeși, știi? Adică, frate, nu vreau să apăs acolo, vreau să apăs, uite, aici. Sau nu știu. Dar, da, hai să apăsăm pe X-ul acesta să vedem ce se întâmplă. Ok. Iată-l, comora ne așteaptă. Aulă. X-ul marchează locul. Dar cum putem să luăm tot nisipul de aici și noroiul? Am adus niște tool-uri cu noi. Crowbar, rope și shovel. What? What? Păi ați auzit ce a zis? Deci a zis că a folosit ranga asta pentru ușă, a folosit funia și nu ne-a zis pentru ce a folosit-o și a folosit și ne-a mai rămas și că doar lopata. Și am zis, poți să îmi zici ce să folosim? Păi, celelalte deja le-a folosit, deci practic singura chestie care ne mai rămâne și chestia logică care ar fi ca să sapi după cum oră, ar fi să folosești lopata. Dar după cum știm,
în jocul acesta, trebuie să încerci mai multe variante. Așa că să încercăm cu totul și cu totul altceva. Hai să vedem. O să încerc să scriu Wooly, poate. Wooly? Merge. N-am adus asta. Ce putem să folosim? Și mi-a făcut semnul așa că lopoata. Poate să scriu rope? Rope? Dar nu merge rope, pentru că e din 4, dar dacă aș putea să pun mai multe euri la final, poate? Singurul tool pe care nu l-am folosit încă în aventura noastră este shovel-ul, adică lopata. Asta e că noi nu știm despre ce vorbește, e o casetă care lipsește. Adică ea spune că a folosit ranga și funia, dar noi nu știm încă, n-am văzut chestia asta. Deci, practic, caseta asta e din altă serie de povești cu Amanda, pe care noi nu știm încă. Că nu știm unde a folosit ranga, căci că a folosit-o la o ușă, și funia la fel nu știm unde a folosit-o. Și acum s-a dus după o comoară, deci n-are nicio legătură cu povestea inițială. Nu înțeleg. Și am să scriu, nu știu, să scriu apple. Aaa, mă obligă să scriu shovel. Deci orice aș face în acest moment, Amanda mă obligă să scriu shovel. Uitați-vă, eu scriu, apăs numai pe tasta 0. Am apăsat doar pe tasta 0 și mă obligă să scriu shovel. Și nu cred că am nicio variantă. Ia stai, nu, mouse-ul mi l-a luat, deci nu pot să mai apăs cu mouse-ul pe nimic. Nu, deci suntem obligați, practic, să scriem shovel. Ok, am să scriu shovel. Ai dreptate! Putem să săpăm comoara! Wow! Nu, nu mai suport! E de ajuns! Nu-mi pasă ce-mi faci! Wow, Wooly! What? Scoate caseta acum! Arde casetele! Toate casetele, mă auzi? Uite-o pe Amanda ce face! Nu lăsa pe nimeni să mai vadă astea! Wow, uite la Amanda! Nu lăsa pe nimeni să mai vadă astea, dă-le foc! Mi-a zis, ia! Ce sunt? What? Pare că și cum ar fi un video real ăsta, gen... Nu că ar fi făcut în joc. Ok, nu știu la ce mă uit. Nu știu la ce mă uit în momentul de față. Deci, Wooly mi-a zis să ard caseta. Practic, ce vrea el să-mi zică inițial... Atunci când n-a fost lăsat pe a doua casetă. Uite caseta! Și vrea să-i dea foc, cred că. Fiți atenți. Mamă, cât de tare e jocul ăsta, glumești. Mamă, deci nu știu, mă sperie așa puțin ideea, știi, că ar putea exista aceste casete. Ce? Ați văzut? Cum a scos bricheta să-i dea foc la casetă? A început să-l doară ceva, că... Ia, și trebuie să scriu ceva. Pot să scriu ce vreau. Ar merge Wooly scris aici? Nu, că ar veni doar Wooly cu I. Și nu merge Wooly E. Cum e numele lui de fapt. Ce ar trebui să scriem noi aici? Asta e întrebarea întrebătoare. Poate... aveți vreo idee? N-am nicio idee ce ar trebui să scriu aici. Hai să scriem Wooly. Scriu Wooly așa. Mamă. Deci se chinuie, nu poate să dea foc la casetă. Și mă pune să scriu iarăși. O să scriu ce vreau? Da. Mereu verific cu 0-0 dacă pot să scriu ce vreau, pentru că dacă eu scriu 0 și el îmi scrie altceva, e clar că mă obligă să scriu ceva specific. Dar uite, știi, asta e fața la caseta asta, pentru că abia s-a lansat, nu știm încă codurile. Nu știm dacă e vreun cod secret aici pe care trebuie să-l scrii, pentru că e posibil să fie, și atunci când scrii codul respectiv secret, să-ți apară ceva secret. Habar n-am. Să mă gândesc ce aș putea eu să scriu aici. Ce ar putea să fie? Meat? Nu, meat nu se potrivește. Bă, ce s-ar potrivi în codul ăsta? Că nu știu. Hai să scriem Amanda. Nu merge nici Amanda. Wow, dar chinuie rău de tot. Cred că Amanda îl chinuie. Ai auzit? Să aude ceva? Ok, nu știu ce trebuie să scriu, jocule, nu știu. Ia, 0? Ok, am scris 0 și mi-a scris el ceva. Deci acum, practic, am ajuns la faza în care jocul mă obligă să scriu ceva. Deci o să scriu 0-0-0, watch, urmărește.
l-a oprit să nu mai ardă casetele. Deci, practic, nu poți arde casetele, chiar dacă vrei. Uli a încercat să ne avertizeze în tot timpul ăsta. Pentru că aceste casete sunt blestemate. Wow. Hello? Ce? Uite. Burn the tapes, do not watch. Nu urmări. Da, ajung acasă. Ce? What? Deci are toate casetele la el. Nu, nu m-a urmărit nimeni în pădure. Și nimeni nu m-a văzut, eram singur. Doar eu cu casetele. Da, le-am aici, la mine, pe toate. Cu cine vorbește despre casete? What? Ascultă, e târziu. Trebuie să ajung acasă. O să te sun când ajung. Ok. Vorbim în curând. Pa. What? Cu cine a vorbit? Și vedeți că, deci scria, era așa foarte neclar textul respectiv, dar scria ceva de genul pe caseta aia pe care o vedeam noi acolo. Ardele, nu urmări. Dar noi n-avem caseta aia, noi avem episodul 1, 2 și 3 și cumva am făcut rost de caseta aia secretă pe care și el o avea acolo. Asta înseamnă că mai sunt și alte casete pe care le-am putea vedea. Mamă, imaginați-vă, deci jocul ăsta în momentul de față e un joc gratuit pe itch.io, da? Dar gândiți-vă dacă ar fi un joc full și să ai, nu știu, 100 de casete și trebuiască să deslușești misterul. Mamă, cât de tare ar fi. Nu zic că acum nu e tare, dar mi s-ar părea și mai genial. Hai să vedem episodul 3, dacă s-a schimbat ceva la episodul 3. Să vedem ce se întâmplă. Da, deci Uli nu mai e, a rămas doar lâna din el acolo jos, după cum se poate observa. S-a întunecat afară, hai să mergem acasă. O să încerc să o enervez în continuare. Acasă? Nu acasă. Repede, hai acasă. Uită-l pe Uli, săracu. Nu știu ce a făcut, a rămas așa. Cred că, na, din cauza că l-a dus la măcelar, da. Bate la ușă. Batem la geam. Oh my god, ce urât face. Apar că a făcut foarte urât. Deci, la caseta aia secretă a făcut cel mai urât. Ați văzut ce față avea? Mamă, frate. Lasă-mă să intru. Și practic, tu dacă îi deschizi ușa la casa asta și tu crezi că e casa ei, tu îi deschizi ușa, practic lăsând-o să intre la tine acasă. Și de asta tu vezi monstrul ăla la final, pentru că ea practic vine la tine prin casetă. Și indiferent ce scrie aici, n-are importanță, se scrie automat orice. Și ea vine, practic te-a prins. Deci asta înseamnă ultima casetă. Practic ea a reușit să iasă din caseta ei și te-a prins. Și cam despre asta este vorba în jocul acesta. Da, foarte interesant, abia aștept să văd ce urmează și dacă aveți voi codurile secrete de la caseta secretă, scrieți în secțiunea de comentarii dacă știți ce scria pe caseta acolo tăiat cu roșu, la fel, scrieți în secțiunea de comentarii, iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!